Salut! Fraților, salut. Bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA 5 aici împreună cu lectoratul și mergem la mama lui la muncă. Nu, de fapt mergem la Bagabante. Păi și eu ce să-i? Cristinel, tu n-ai voie să vin cu Anchi de ușa. Interzis. Persoanele slabe cu sala să părăsească inima. Ce? Slabe cu sala să părăsească inima? Da. Hai să vrem să mergem, eu de asta mi-am și luat mașina asta de capotabilă, vrem să mergem la Panorama să vedem dacă acceptă. De exemplu, asta mai are nici măcar parbriz în puii mei. Stau cuvântul în plete. În care plete? Alea care au rămas acolo. Fuck, ce las să lovesc. Și eu, da, o controlai, că eu știu să controlez mașinile. Da. Și cioaca o controlez la fel, da? Bă, nu știu cum să mai faci și noi un bonus cinstit în GTA ăsta. Da, ce dregu. Hai la Bagabante, că măcar să-i mâncăm pe toți. Dar oricum le omorâm după aceea și ne luăm banii înapoi. Oricum sunt ieftine, bă. De-ar fi așa banii și în viața reală. Păi nu, dacă ar fi așa, că 100 de dolari nu prea e ieftin, dar ideea e că... Ăștia cum se numesc? Avem prea noi prea mulți bani. Asta este ideea. M-am miroase a cartofi prăjiți. Mulțumesc. Nu miroase de la tine, bă, dar unde sunt, că nu le găsesc. A, uite-o. Ia uite, pe ales aici. Nu pot să mă hotărăsc. Tu, sexy. Se sperie de mine, mâncați-și. Ce? Se sperie de mine. Tu. Ia, fii atent aici cum se iau o fetiță. Nu mă las în vehiculul ăsta. Așa, vino la... Bă! Vino încoa. Iată cum stai are cu mâna și m-aș lăsa, hai mă, nu vine. Hai fă! Așa? Așa, vino tu la ăștia cu bani. Nu mă lasă mașina asta, mă, să iau. Așa, hai. Așa, hai. Hai să mergem noi să îți arate Bercea ceva frumos pe aici și așa. Nu vrea, bă, nu vrea să ia toată mașina asta pe șeama și pe... Mergem așa ușor pe plajă, mergem ușor de-amurfele fumuri. A? Bă, ce mașină decapotabilă, mă? Ei, te aici și așa. Eroptul, parcă, nu? Bă, se dă duce jos de mașină târfa. Dacă ești urât. Căci că nu-i place aici. Și te-a dat jos? Da. Bă, ești prost. Ia drept, o luași la fugă. Nu știu ce mașină să-mi iau decapotabilă. Ce mașină decapotabilă, mă? Păi, ai aeroptul. Păi aia zic. Eclipse Tower. Mergem la altele. No F. Da, da, da. Îmi zice că sunt prea close de personal vehicle. Ai vere, mă lași. Mă, unde-s drențele? Uite un aerop, stai, dar asta nu e decapotabil, nu trebuie la. Grasule, dar mai sunt curve pe aici, bă. Bă, ce-a făcut și bă, speriași? Nu, dar nu fură. Stai așa, că trebuie să mai găsim noi. Ia. Gata, am sfârșit. Mă vrei să ia. Dar nu înțeleg de ce nu mă lasă chestia aici, că ești bă, de vehicul. Mai e un loc cu târfe, dar nu știu pe unde e. Ține-o minte că era pe undeva, prin zona asta. Uite, cred că pe aici era. Ia, vină încoa, că știu un gang unde sunt, e plin acolo. E plin, da? Opa! A, asta nu e târfă. Follow me, home. Hai că îmi decapotez mașina. Bă, dar aeroptul decapotabil unde se mai decapotează dacă motorul are în spate? Păi au și ei gândite treburile ăștia, prostule. Păi și Lamborghini Spider-ul unde se decapotează? Dacă are motorul în spate. Vezi că nu gândești. Dar unde plecași? La curve. Acolo sub pod? E... Uite-l, nu... Nu le găsești, că stai aici grămadă. Cum trebuie să fie, mă? Adică nu știu exact unde e, dar bănuiesc și eu. Ia uite-le, mă, venirea ne rog. Unde sunt, mă? Pe plajă acolo unde te lăsai. Eu nu găsi niciuna. Nu le găsi, trebuia să pleci un pic să te întorci. Aaa, curvele dracu, stai, că mă întorc acum. Dacă nu fug două odată, nu mă împac.
jante de la Vauxhall. Nu-ți place aici, fată? Se dă jos și la tine? Nu. Că la mine căcicându nu-i place aici și se dă jos. Fie, eco! Mă duc cu ea sub pod, dacă tot... La statuie, dar doamnă. Mă LGT ăla, nu discuta afaceri cu pana la mea mașină. De câte ori ți-am zis? Ceva? Ăla, mă sunase unul, LGT ăla, zice că nu discuta afaceri cu pana la mea mașină. Păi și tu ești om de afaceri. Să dă jos. Vezi? Da, păi să dă jos că începură aia să tragă pe sus, nu știu de ce. Ce puie mei vere? Mă, ce are că până acum mergea pe plajă? Ia-te una aici. Mai sunt pe acolo. Iartă-mă. Funa, dar era să dau nea și o lor la fugă. Uite că mai stă aici două, bă. Sunt moarte de bețe ăștia, sunt drangă. Ia. Dacă ar fi așa și în viața reală. Aoleo. Să nebunesc dacă aș mai vrea ceva. Dar nu știu că să mergem cu ele, mâncați. Se mă rusesc sub podul ăsta și nu grură. Hai grijă, iau pe aici, că acolo cazi din apă. Mi s-a întâmplat de o grămadă de ori. Tu ești învățat. Ia-te, dar aici sunt oameni. Plecați, bă, de aici, că am treabă. Băi, mă bag aici. Sting farurile. Gata, vrea aici unde stiu. Let's go somewhere quiet where nobody's gonna disturb us. Aici? N-am decât două unghiuri la cameră. Da, nu văd nimic, să mor eu. Bă, nu vreau aici. Pot ceva și nu pot să mă uit de la bot. Fa. E degeaba, e degeaba. Let's find some place nice and romantic. Acum ce că vreau un loc mai romantic. Mai romantic? Păi, păi ești curvă, nu ești gagica mea. E? E curvă, nu e gagica mea. Păi da. Uite cum se lasă mașina. O, bă, care suspensii sport nu se lasă așa, stai liniștit. Bă, dar mai faci asta mult. Bă, dar mă enervează asta, dar unde vrei să te duci, fă? În parcare nu vrei, aici nu vrei. Ia mai dă-te drecu, că te și omor, ți-au și banii. Da, oricum te omor. Asta, să-mi bag picioarele. Da, uite și tu ce de lume să pe plajă. Bă, da, voi n-aveți, mă, casă. Bă, vrei să fugi și n-ai unde mâncați? Și uite și tu. E, te pe aici, cred că nu-i nimeni, na. Dacă și aici faci figurile pe burta goală, fă fie drecu de te. Let's go somewhere quiet where nobody's gonna disturb us. Da. Bă, vrea și mai departe. Hai drecu, munți. Eu vreau să mai am una, că de asta mă săturai. Bă, dar unde e o... așa, mă? Sub pod, mă. Dar pui mei să-i n-a fost un bun, să văd. Dar le speriai cu mașina, de ce le speriai vere? Trebuie să conduci ușor lângă ele, să-mi bag picioarele, nu? Nu vrea nici aici, mă. Se bagă ăștia în mașină. Hai că n-are cine să mai vină aici. So what can I do for you? Gata, mă, o activai. A? Da, eu fii atent că mă rusă în spatele unor blocuri pe aceea și n-are nicio treabă. Pentru 50 și ce știi să faci? A, așa da. Una scurtă. Ia uite. Interzis minorilor. Și interzis lui Bercea. Pop. Bercea se sculă ceaca. Încă nu. Încă nu? Păi nu văd mai nimic. Ce? Nu văd mai nimic. Păi nu se vede vere, n-ai ce să-i faci. Bă, dar stare curios. Ăsta când se termină, unde se termină și de ce durează așa puțin? Tu și-a mea impresia. Deci odată când am fost la una, după ce a terminat de făcut muianul, s-a auzit
Da? Fără mișto. Ia ce-i dă. Eu luat toate panoramele din zona, pe, la rând. Lasă, tu să fii sănătos. Bă, dar ce dracu nu vezi nimica? Ce mi-aș dori să am o dronă în momentele astea. Tu ce vreau, fraiere, ia, vreau să las ușile deschise. Să văd dacă se vede ceva din lateral. Nu, că nu o să vrea. Ba da. Ia stai un pic, stai. Dar nu, e ușa de la pasager închisă. A, stai mă, că am o idee, bă! Apeși pe M și deschizi ușile. Da, da. Stai un pic, că nu știu dacă mai pot acum. Da, știi care e faza? Trebuia ușa de la mine să fie deschisă, era ușa de la ea și nu pot să mut camera acolo. Decât în partea mea. Dar nu merge, s-a pus altceva, lasă-mă. Ia, cu 100 ce știi să faci? Ce? Tot la fel. Păi da, 70 și 100 e la fel, dar nu înțeleg care e diferența. Dă-te fă jos după mine. N-au să te dai jos. Hai, dar bă, termin o dată. Că vreau să încerc faza cu ușile deschise. Dar nu merge. Adică? Păi trebuie să le deschizi dinainte, bă. Păi da! Cine da știa? Ce? Hai, termine astăzi, că mă plictisit deja. Vreau să trec la treburi mai serioase, cum ar fi să-l omor pe electoratul. Mă unde-s panoramele? Au, poliția! Bă, de unde a apărut ăștia? Să... te lua garda? Nu, ar fi șmecher. Îți dai cu seama. Gata, o terminai de o dreptul de aici. Luai 5 feluri de panorame în seara asta, să-mi fac ușa de mine. Îmi place cum se fac o mașină, că se pun așa în cur, aproape. Ia stai așa. Vehicle doors. Mă duc aici, la locul meu. Front right. Vehicle, cum era? Ce? Dar stai, de ce? Început singură, fără să-i fac nimica. Lasă-mă, nu mai avea niciun serios. Dar tot am luat $20, doar că se urcă cu mine mașina, ce bă? Nu-i mă, vehicle. Ia bă, că le las deschise. Hai fă, urcă-te! Așa. Fraiere, fii atent că lăsai ușile deschise. Bă, de ce se închiseră? Se închiseră? Stai. Aaaa, iau de ce nu pot să controlez ușile vehiculului personal cu o prostituată. Fuck! S-au gândit! Bă, da, ce bungii! Dar ce face aia, mă? Îți controlează ușile? Ce aia, rarul? Nu, mă, dar s-au gândit că există handicapați perverși care nu vor să vrea să facă treaba asta. Să facă laba în timp ce se joacă și filmează GTA 5. Nu e electoratul. Hai fraierul că te adusai aici la... Bă, uitai să o omor pe aia să iau banii. Puh! Eu i-am făcut o baie înainte, îi trec cu ea în apă. Dar tu unde ești? Prin oraș. Vin terminat. Terminat? Uh-huh. Vino să-ți o dau ție pe asta, unde ești? Ia te vin acum spre tine. Hai ca pun si eu. Nu ca sa dau pe tovarosa. O, bă, unde te duci? Nu te lup. Sar la bergea mașină. Stai, fă, te iubesc. Bă, dar mi-e place cum conduci și cum conduce la altă mașină cu mâna așa pe geam. A, îmi faci poze? Ce-ți faci poze, mă? Iau te adrecu, bă, nu mă nimeresc. Stai mă, stai, nu omor încă. Ce eu omorui? Bă, ne făcurăm și hatărul ăsta. Și se face și zic, când închidem și noi episodul, e bine. Stai așa, să mai prindem și noi puțină de idee așa.
What? Cum ai ratat? A? Cum ai ratat? Păi dacă nu se făcu la roșu... Crezui că vii prea aproape de mine. Da, frate, facem cursul cu spatele. De ce mă logarda abia acum? Oh, fuck. Ia-i mă să facem cursă cu spatele. Dar pune și tu, am două mâinile pe volan, nu vreau să fac cu handicapați. Păi eu, păi și pune-l la viteză, hai. Ești gata? Stai. Hai, du-te, că oricum sunt mai mare. 3, 2, 1 și... Ce aia, bă, asta pleacă cu demaraj în spate. Te-am întrecut, fraiere. Stai, cum facem să ne întoarcem unul pe altul? Știu că și încercai același lucru. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și noi desigur ne vedem data viitoare.